Al doilea subiect care săptămâna aceasta cred că a fost o surpriză pentru mulți este raportul Departamentului de Stat despre corupția în Republica Moldova. Foarte straniu că practic toată televiziunea și mass media guvernării nu a spus nimic la acest subiect. Eu nu sunt într-un detalii, dacă doriți să-l găsiți, să-l citiți, dar concluzia de bază că partenerii acestei guvernări, partenerii PAS-ului, partenerii Maia Sandu, închid ei ochii la fără de lege, dar totuși își notează tot. Pentru că, în premieră, pentru ultimii ani, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a spus că în Republica Moldova este corupție, sunt probleme, este corupție mare. De fapt, acesta este un verdict foarte clar pentru toată reforma justiției a Maia Sandu. Guvernarea Maia Sandu va încerca să acopere din nou, ca de obicei, cu justificări, cu război, cu război hibrid, cu extraterestri, cu Prigojin. Dar asta nu îi va ajuta pentru că lumea înțelege ce se întâmplă.